Să spunem că într-o foaie de calcul Excel avem o înșiruire de numere care vrem să reprezinte procente. Cum reușim să atașăm semnul procent în dreptul fiecărui număr? Într-o celulă separată vom scrie 1% apoi vom copia conținutul acestei celule apoi vom selecta înșiruirea de numere pentru care vrem să adăugăm semnul la sută, clic dreapta pe selecție, se merge pe opțiunea Paste Special și din această înșiruire de opțiuni pe care le avem la dispoziție se alege opțiunea Multiply și apoi se execută clic pe butonul OK. Astfel fiecare număr a primit semnul procent în dreptul fiecăruia. Bineînțeles, că aplicația Microsoft Excel pune la dispoziția utilizatorului opțiunea de filtrare a datelor introduse într-o foaie de calcul. Dar există o scurtătură, o posibilitate de a filtra datele mult mai rapid. De exemplu, dacă în această foaie de calcul doresc filtrarea după înregistrarea MATE-INFO, voi selecta o celulă care conține această valoare, voi executa clic dreapta pe această celulă, voi acționa meniul Filter și apoi. Filter by Selected Cells Value. Astfel, în mod automat, am aplicat filtrul după valoarea care era conținută în această celulă. Există situații în care va trebui să introducem într-o foaie de calcul Excel foarte multe numere cu virgulă, numere decimale. Excel Excelul pune la dispoziția utilizatorului o opțiune de introducere automată a acestor numere. Această opțiune o găsim în meniul File. Opțiunea options Apoi meniul advanced și aici le găsim opțiunea automatică insert insertă decimal point. Bifarea acestei opțiuni va uh, face ca Excel-ul să introducă în mod automat uh, virgule uh, numerelor cu două zecimale. De exemplu, dacă introducem acest număr la de tastei enter Excel-ul va pune automat o virgulă în fața cifrei 9. La fel și pentru următorul. După terminarea acestei operațiuni, ne putem întoarce în meniul File, din nou în meniul Options, Advanced și debifarea acestei opțiuni. Există situații în care în interiorul unei celule sunt introduce mai multe înregistrări separate de un anumit caracter. În exemplu de față avem introduse mai multe informații separate prin caracterul virgulă. Dacă se dorește înlocuirea acestui caracter cu caracterul linie nouă, deci fiecare înregistrare să se poziționeze pe o linie nouă în interiorul aceleiași celule, se parcurg următorii pași. Se realizează selecția celulelor care conțin aceste înregistrări se acționează din meniul Home, opțiunea Find and Select, apoi opțiunea Replace și vom căuta caracterul virgulă pe care îl vom înlocui cu caracterul linie nouă. Pentru a introduce acest caracter în zona Replace With, există de la tastatură o scurtătură. Această scurtătură este combinația de taste Control și G. Chiar dacă acum în zona Replace With nu vedem decât un foarte mic punct, acel uh, punct ne arată că noi am introdus caracterul uh, linie nouă. Uh, vom acționa butonul Replace All. Uh, suntem anunțați că au fost făcute nouă înlocuiri. Închidem această fereastră și acționăm uh, butonul Wrap Text. Observăm că înregistrările noastre acum sunt poziționate în interiorul celulelor, fiecare pe o linie nouă. Există situații în care o opțiune pe care o are Excel-ul este foarte ascunsă printre meniuri și pentru a scurta drumul către acea opțiune avem posibilitatea aducerei acelei opțiuni în toolbarul din partea sus a interfeței aplicației. De exemplu, dacă dorim să ajungem la opțiunea Clear Format, această opțiune o regăsim în meniul Home, opțiunea Clear și apoi Clear Format. Pentru a ajunge la această opțiune ați văzut că trebuia să executăm 3 clicuri. Pentru a ajunge mai rapid la această opțiune vom proceda în felul următor. Vom acționa butonul Clear, apoi vom executa un click dreapta pe opțiunea Clear Format și din meniul contextual apărut vom alege opțiunea Add to Quick Access Toolbar. În acest moment această opțiune a apărut în toolbarul aplicației în partea de sus. Deci de fiecare dată când vom dori să acționăm această opțiune vom selecta zona către care vrem să aplicăm acest lucru și vom acționa acest buton din toolbar. Dar instrumentele introduse în toolbar pot fi acționate și cu ajutorul scurtătorilor de la tastatură. De exemplu dacă apăsăm tasta ALT vom vedea că fiecare opțiune primește o literă sau o cifră în funcție de funcția respectivă. De exemplu, pentru instrumentul Clear Formats se observă că Excel-ul a acordat numărul 4. Deci, dacă vom selecta o zonă din foaia noastră de calcul și vom acționa combinația de taste Alt 4, vom vedea că se aplică respectivul instrument. De multe ori, urmărirea valorilor introduse în celulele unei foi de calcul este extrem de dificilă. De exemplu, dacă dorim să comparăm valoarea introdusă pe coloana VAL 16 cu valoarea introdusă pe coloana VAL 42, se observă că deplasându-ne prin interiorul acestei foi de calcul pierdem valoarea de pe coloana VAL 16. Cum putem totuși să avem în față ambele coloane? Selectăm, de exemplu, coloana VAL 16 care conține valorile respective și apoi, pe meniul View, vom acționa butonul Split. În acest moment, excel ul mi-a împărțit conținutul foii de calcul în două. Se observă în partea de jos două scrollbaruri cu ajutorul cărora căruia mă pot deplasa prin interiorul acestei foi de calcul. De exemplu, dacă vreau să compar acum valorile de pe coloana VAL16 cu valorile de pe coloana VAL40, le am în acest moment uh, direct în față, fără să mai fiu nevoit să mă deplasez prin întregul conținut al foii de calcul. Cea mai simplă metodă de a muta conținutul unei coloane sau uh, a unui rând în interiorul unei foii de calcul Excel este următoarea. De exemplu, dacă se dorește mutarea conținutului coloanei F în F, fața coloanei E, vom selecta întreaga coloană F, apoi vom ține apăsată tasta Shift, apoi vom deplasa cursorul mouse-ului pe linia ce delimitează selecția, apoi prin metoda drag and drop vom muta conținutul în fața coloanei E, observând acum o linie verticală verde, care ne arată nouă locul în care va fi mutat conținutul coloanei F. Acum, dacă eliberăm butonul mouse-ului, vom vedea că întreaga coloană cu nota teza la matematică a fost introdusă în fața coloanei cu teza la limba română. Similar, se poate realiza mutarea conținutului rândurilor. De exemplu, dacă se dorește mutarea conținutului rândului care are valori pentru elevul 1, vom selecta acest rând, vor ține tasta Shift apăsat și vom deplasa acest conținut undeva la rândul 10, de exemplu, și se observă că acel rând care conținea datele elevului 1 s-a mutat pe rândul 10. Există situații în care avem mai multe foi de calcul care conțin aceeași structură de date. Se observă în Prima foaie de calcul, ca avem 9 coloane care conțin diferite numere, regăsim în a doua foaie de calcul, calcul numită și 2 aceeași structură de date și bineînțeles că și în a treia foaie de calcul avem același format al acestor date. Avem posibilitatea în Excel să formatăm toate aceste date o singură dată. Nu este nevoie să formatăm datele pentru fiecare foaie de calcul în, în parte. Acest lucru se realizează astfel. După ce am selectat prima foaie de calcul, cu tasta Shift apăsată vom acționa un click pe numele cele de a treia foaie de calcul, astfel selectând toate cele trei foi de calcul. Și acum putem interveni asupra conținutului acestor date, să le formatăm. De exemplu, dorim să scriem cu un font îngroșat rândul care conține antetul acestor date, să creștem dimensiunea fontului, eventual să repoziționăm în interiorul celulei acest mic antet. Dacă vom executa acum click pe fiecare foaie de calcul în parte, vom vedea că aceste proprietăți ale micului antet au fost atribuite pentru fiecare foaie de calcul în parte, lucru pe care l-am făcut o singură dată. În aplicația Microsoft Excel în tabul View regăsim opțiunea New Window. Această opțiune va, va crea o nouă instanță a aplicației Excel referitoare la același registru de calcul pe care l-am deschis. De exemplu, dacă acționăm acest buton New Window, observăm pe bara de stare că în acest moment avem două instanțe ale aplicației Excel, dar ambele instanțe uh, sunt referite la același registru de calcul. Astfel putem compara foarte ușor datele, de exemplu, din prima foaie de calcul a registrului cu datele din a treia foaie de calcul a aceluiași registru. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!